Putem începe, da? Da. Bună ziua! Stimați concetățeni, dragi români! Trăim în această perioadă una din cele mai mari crize pe care acum, două luni, nu o credeam posibilă. A schimbat viața noastră și a familiilor noastre deopotrivă. Suntem toți în această luptă contra cronometru, indiferent dacă lucrăm la spital, punctele de frontieră, în misiuni sau acasă. Cu toții avem același scop, să salvăm viața oamenilor, să ne protejăm pe noi și familiile noastre. Nu reușim întotdeauna. Am pierdut până acum 116 pacienți. Fiecare viață pierdută este o durere pentru familie, pentru cei apropiați, dar și pentru noi cei care suntem responsabili de sănătatea cetățenilor. Transmit condoleanțe tuturor celor care au pierdut pe cineva grav. Stimați concetățeni, în această perioadă, societatea este greu încercată și supusă unor constrângeri greu de suportat și acceptat. În același timp, sistemul medical se confruntă cu o situație fără precedent și trebuie să-și mobilizeze toată resursa pentru că oamenii se bazează pe noi, medici, asistente, infirmiere și personal auxiliar. Știu că este un sistem care vine în urma cu multe neajunsuri, un sistem cu multe deficiențe adunate în timp, personal insuficient, materiale sanitare puține, investiții limitate sau prost gestionate. Am plecat de la un stoc zero. Este o realitate pe care noi toți o cunoșteam și acum își arată mai mult ca oricând neajunsurile. Ministerul Sănătății comunică pe toate planurile, inclusiv Direcțiile de Sănătate Publică, care au indicația de a prezenta în fiecare zi date la nivelul fiecărui județ cu statistica cazurilor, precum a deceselor și a cazurilor noi confirmate. Direcțiile de Sănătate Publică au făcut o muncă importantă și au de făcut o muncă importantă. Țin să menționez că și la nivelul acestor Direcții de Sănătate Publică am găsit personal insuficient, personal care atunci când s-au confruntat cu criza, nu au putut face față anchetele epidemiologice, cât și deciziilor care trebuiau luate pe moment. Sunt oameni puțini care lucrează 24 de ore din 24 de ore. Facem eforturi să remediem această situație. Vom angaja încă 1000 de persoane în aceste structuri, adică o suplimentare cu peste 25%. Alte 1000 de persoane vor fi angajate în structurile serviciilor de ambulanță pentru că și echipajele acestor servicii au nevoie de sprijin pentru munca pe care o desfășoară. Să nu uităm că acești oameni, pe lângă situația COVID-19, trebuie să asigure urgențele medicale prespitalicești pentru toate cazurile care nu au patologie non-COVID. Astăzi, în România, avem 3183 de persoane confirmate cu noul coronavirus, 281 au fost declarate vindecate. Conform unei analize rapide a Institutului Național de Sănătate Publică, realizată în perioada 26 februarie, atunci când a fost înregistrat primul caz de infecție cu SARS-CoV-2 și până în 29 martie 2020, am pornit de la 1-2 cazuri confirmate pe zi, iar în data de 10 martie, trendul a devenit ascendent, media cazurilor urcând până la 30, pentru ca apoi să se dubleze la fiecare 3 zile. 75% din cazuri au fost confirmate la persoane cu vârste cuprinse între 40 și 79 de ani. Vârsta medie a deceselor este de 66 de ani, majoritatea cazurilor având boli cronice asociate. 45,7% din totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate ca urmare a contactului apropiat cu persoane infectate, iar numărul acestora este în creștere. 16,2% din totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate în rândul personalului medical. În acest moment avem 3 focare de infecție, Suceava, Arad și Deva. În 2 dintre acestea am fost personal să verific situația și urmează să, în perioada următoare și Deva. Voi merge în fiecare regiune să verific personal cum stau lucrurile și să lucrez cu colegii mei pentru remedierea deficiențelor. Am luat o serie de măsuri pe care deja le cunoașteți și vor urma și altele pe care vă le transmite în continuare. La Suceava, lucrurile încep să intre pe făgașul normal. Am cerut noului secretar de stat, Paul Oprea, să rămână în localitate și să coordoneze echipele. Deja în această dimineață am anunțat că au fost refăcute circuitele în tot spitalul. Mâine va începe testarea pentru tot personalul medical. Cine va fi apt de muncă, va începe să lucreze.
Va fi pus în funcțiune și un al treilea aparat de diagnostic real-time PCR, astfel încât să ajungă la realizarea unui număr de 120 de teste pe zi. Vrem să eliminăm astfel lista de teste aflate în așteptare, nelucrate, în acest moment sunt 150 de teste. Guvernul României a decis ca în perioada pandemiei toate unitățile sanitare care se aflau în subordinea autorităților administrației locale să fie transferate în coordonarea Ministerului Sănătății. Va fi transferată inclusiv activitatea de numire sau revocarea persoanelor care ocupă funcții de conducere. În continuare, permiteți să vă prezint mai multe date gestionate de Ministerul Sănătății. La investiții. Guvernul României a alocat Ministerul Sănătății fonduri în valoare de 350 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului programelor de monitorizare, tratament și îngrijire a pacienților critici. Din această sumă, 209 milioane lei am direcționat către secțiile de terapie intensivă în 132 de unități sanitare pentru achiziția medicamentelor, reactivelor, a materialelor sanitare, consumabililor, kiturilor pentru monitorizare, soluții perfuzabile, antibiotice necesare îngrijirii pacienților critici. În calitate de ministru al Sănătății, am semnat file de buget în valoare de peste 19 milioane de euro pentru 13 institute și spitale județene în vederea achiziției aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență, sistem de detecție real-time PCR, sistem automat de pregătire a probelor, ventilatoare de înaltă performanță. Alte 39 de milioane de euro vor urma să fie repartizate în zilele următoare. Pregătim investițiile și în spitalele de suport. Echipamente medicale. Până în prezent, compania Unifarm SA a efectuat 1245 de acțiuni de distribuție în 294 de spitale și instituții de strategie ale statului pentru transportul unui număr de 153.838 de combinezoane, 988.840 mănuși, 1.353.310 mănuși și măști, 435.000 botoșei de unică folosință, 210.900 bonete medicale, 3.760 halate sterile. Au mai fost livrate 118.923 de flacoane de alcool sanitar, 22.940 bidoane dezinfectanți, 12.379 bidoane de 1 litru dezinfectanți de mâini, 1.189 bidoane de 5 litri dezinfectanți de mâini, însemnând 5.945 de litri, 11.215 litri dezinfectant nivel înalt pentru suprafețe. Au mai fost distribuite cantități mai mici de viziere, clorhexidină, apă oxigenată, clor, costume ranforsate, căști, halate sterile ranforsate, exudate, dispenser, biocide. Au fost controlate și urmează să fie aduse în țară, după o comandă evaluată, în perioada imediat următoare, alte 3 milioane de combinezoane, 200 de aparate de ventilație mecanică, 100.000 de kituri PCR, 18.000 de testuri COVID, 3 milioane de măști chirurgicale, 10 milioane de măști FFP2 de diferite tipuri, 1.750.000 de măști FFP3, cantități importante de alcool sanitar, biocide de mâini și suprafețe. Participăm și la achizițiile realizate de către Uniunea Europeană, iar ONAC are de asemenea în derulare și finalizare mai multe achiziții. Ce ține de testare? În prezent, la nivelul Ministerului Sănătății, este în derulare un program de finanțare a unităților care realizează testare real-time PCR pentru stabilirea diagnosticului determinat de noul coronavirus. Au fost alocate peste 23 de milioane de lei unui număr de 35 de centre în serviciu public și privat pentru realizarea unui echivalent de 115.820.000 de teste real-time PCR. În acest moment, prin Crucea Roșie, au ajuns în țară încă 10 aparate GeneXpert, acele aparate de testare moleculară care fac testul în 45 de minute. Vor fi la fel distribuite spitalelor. Am reușit să creștem capacitatea de testare de la un centru în 26 de februarie la 35 de centre într-un timp relativ scurt de câteva săptămâni. În prezent există în stoc un număr suficient de teste și achiziția acestora este permanentă. Algoritmul de testare a rămas deocamdată același în această fază epidemică. Astfel, prioritizarea testării în ordine descrescătoare a importanței este următoarea. Persoane simptomatice cu istorie de călătorie internațională. Contacți apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate. Personal medico-sanitar simptomatic. Cazuri de pneumonie fără altă etiologie din toate categoriile de vârstă și din toate spitalele. Cazuri SARI fără etiologie din toate categoriile de vârstă și din toate spitalele. Persoane instituționalizate simptomatice. Pacienți înainte de procedura de transplant și donatorii de celule stem hematopoietice înainte de donare. Tratamente acordate pacienților. În prezent, la nivel național, avem medicația necesară tratării pacienților fără discontinuitate.
Ministerul Sănătății a primit donație 18.000 de cutii, 1.080.000 de doze de hidroxiclorochină, medicamente pentru tratamentul la peste 45.000 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2, conform protocolului de tratament. De asemenea, un număr de aproximativ 4.000 de cutii dintr-un alt medicament antiviral folosit în tratarea a peste 8.000 de pacienți a fost donat și distribuit în 10 unități sanitare care tratează pacienți cu COVID-19. Mai avem de încheiat un protocol pentru donarea a 3 echipamente de plasma fereză și 3.000 de kituri de colectare plasmă. Valoarea totală a donației este de aproximativ 103.950 euro fără TVA, 63.000 de euro echipamentele și 40.950 de euro kiturile. În acest fel, avem asigurat accesul pacienților români infectați cu SARS-CoV-2 la tratamentul cu plasmă umană hiperimună. Avem donații de peste 1.000.000 de recoltoare. Mai sunt cantități de medicamente care vor veni prin donații. Acum se lucrează la contractele de donație și aceste medicamente vor ajunge în depozitele Unifarm. De acum, pentru asigurarea tratamentului fără discontinuitate, vor fi demarate și proceduri de achiziție în perioada imediat următoare. Țin să menționez că, din punct de vedere legislativ, am aprobat o hotărâre de guvern în care atât serviciile medicale și cât și contractul cadru s-au prelungit pe perioada stării de urgență, cele care deja existau. Tot ce înseamnă bilet de trimitere, tot ce înseamnă rețetă, este valabilă pentru 90 de zile. Se pot achiziționa atât medicamente cât și mersul la servicii de radiologie fără a prezenta acest card. Avem în acest moment disponibilitatea de a putea face și prin telefon sau telemedicina consultul unor bolnavi, cât și eliberarea unei rețete în tip electronic. După cum menționam, prin ordonanța de urgență de ieri, care va apărea în monitorul oficial, în acest moment, rezidenții de ultimul an, care au terminat la 1 aprilie rezidențiatul, dar nu pot da examenul de specialist, li s-a prelungit perioada de rezidențiat până la 31 octombrie, urmând să fie reîncadrați ca și rezidenți până în acel moment, când vor susține examenul de medic specialist. La fel, în toate unitățile care țin de Ministerul Sănătății, posturile vacante pot fi ocupate și de personal contractual în regim de urgență pe perioada stării de urgență. Am un mesaj pentru colegii mei de Breaslă. Stimați colegi de Breaslă, frații mei, România are nevoie de voi. Suntem cu toții medici, asistente, personal medical în această luptă contra cronometru. Este un moment dificil în care trebuie să demonstrăm din nou că ne onorăm meseria ca să salvăm vieți, că oamenii se pot baza pe noi. Este un moment dificil. Medicina românească, întotdeauna europeană, niciodată izolată, chiar și înainte de 1989, nu a clacat, a demonstrat că poate face față perioadelor grele. Personalul din sistem a știut să se mobilizeze și să-și adune forțele atunci când a fost nevoie de ei. Este timpul să o facem din noi. Eu voi fi aici, alături de voi, cât va fi nevoie de mine, indiferent ce va urma. Fiți alături de mine pentru pacienții noștri, așa cum ați știut să fiți întotdeauna. Știu de ce aveți nevoie, pentru că am fost alături de voi și voi continua să merg în spitale pentru a evalua situația la fața locului. Nu sunteți singuri. Acest virus ne-a schimbat radical viața. Nu doar în România, ci în toată lumea se resimte presiune, teamă și consecințele răspândirii lui. Cu toții ne întrebăm cât va dura și cât vom putea reveni la ceea ce am fost acum 2 luni, ceea ce consideram atunci normalitate. Nimeni nu are încă răspunsul acestor întrebări. Dar ceea ce vedem cu toții este că doar împreună, solidari, putem merge mai departe. Prețuiesc implicarea socială și sprijinul remarcabil venit din partea cetățenilor, a societății civile, dar și a companiilor private care susțin eforturile noastre pentru depășirea crizei. Este binevenită și dorită implicarea mai activă a sistemului medical privat, care trebuie să completeze efortul susținut al serviciului public, mult prea solicitat. Echipa Ministerului Sănătății lucrează 24 de ore din 24 pentru a grăbi și a găsi resursele de care este nevoie și pentru a lua măsurile adaptate fiecare situație în parte. Fac apel către cetățeni să respecte măsurile impuse. Sunt luate pentru a vă proteja viața și sănătatea, nu pentru a vă îngrădi drepturile. Stați în casă cât mai mult posibil, cooperați cu autoritățile și fiți partenerii noștri în lupta cu această pandemie. Singuri nu vom reuși. Doar împreună, uniți și responsabili, putem să depășim această criză.
Am găsit un citat care mi-a plăcut foarte mult. Suntem cu toții în aceeași barcă, chiar dacă fragili și dezorientați, dar suntem importanți și necesari în acest moment. Am fost chemați să văslim în aceeași barcă, chiar dacă uneori ne uităm și simțim nevoia să alăninăm pe cel de alături. Mulțumesc tare mult! Întrebări dacă aveți. Ministru, Alina Sorocean, Antena 3. În localitatea Țăndărei a fost descoperit un nou focar de coronavirus, vorbim despre județul Ialomița. Autoritățile locale cer chiar să fie carantinată zona, orașul întreg Țăndărei. Spuneți-ne dacă s-a discutat această situație și dacă putem ajunge în acest punct. Fiecare focar, mare sau mic, este evaluat particular. Avem în acest moment 3 focare mari, cum am menționat. Sunt mai multe focare mici. În contextul evoluției locale de la Țăndărei, a creșterii numărul de cazuri, a respectării izolării, se poate ajunge la un moment dat și la o carantinare. Dacă ne puteți spune cum îi puteți ține în casă pe acei oameni, sunt 800 de români care au venit din străinătate, de mai multe țări și nu au respectat carantina, izolarea sau carantina. Cum puteți să luați, ce măsuri puteți lua? Autoritățile locale vor face ce este necesar pentru a limita acest focar. În condițiile în care nu se reușește, atunci vom aplica și alte măsuri. La spitalul... Mulțumesc, o singură întrebare, dacă mă ajunge. Vă rog o întrebare fiecare. Bună ziua, domnule ministru, Radana Diacu, publicația Epoch Times. Așa cum ați remarcat și dumneavoastră, protecția medicilor, a cadrelor medicale în general, este foarte importantă. Aș vrea să vă întreb când veți face publică însemnând să poată accesa și opinia publică, situația fiecărui spital din punct de vedere a necesarului de echipamente, ce s-a dat cadrelor medicale, ce urmează să li se dea în viitor apropiat și ce mai este nevoie, astfel încât ONG-urile, voluntarii care doresc să doneze, să poată dona țintit și cadrele medicale să aibă ceea ce au nevoie. Da, o să vă răspund. După vizitele în teritoriu, am considerat și am constatat discrepanțe între raportări la nivel central și între distribuirea acelor medicamente și necesarul care era la cadrele medicale. Am luat decizia ca fiecare spital, prin DSP-uri, să raporteze efectiv stocurile care le au și necesarul care le are. S-a luat măsura ca fiecare, eu știu, societate, fiecare om care vrea să doneze, să doneze direct acelui spital. Se mai poate totuși o întrebare referitor apropo la spitale, că spuneați că nu sunt raportări corecte. Au fost spitale, după știința noastră, care au refuzat, de exemplu, Spitalul Suceava, ni s-a dus la cunoștință, că a refuzat donația de viziere din partea unui ONG și ar fi achiziționat, în schimb, viziere la 110 lei, deși acestea se puteau găsi cu 25 de lei. Pe scurt, veți trimite corpul de control la spitale pentru a vedea dacă în această perioadă banul este cheltuit eficient și țintit? În săptămâna următoare eu voi continua vizitele în teritoriu, dar pe cealaltă parte corpul de control va verifica odată stocurile, a doua oară respectarea unor circuite și a treia oară dacă se respectă precauțiile și principiile. Și o întrebare din partea unor medici, mă scuzați. Spitalele modulare, sunt voci în sistemul medical care consideră sistemele modulare, spitalele modulare, în gen spitalul din curtea Ana Aslan, drept o soluție pentru a prelua cazurile de îmbolnăviri ulterioare, astfel încât spitalele normale să poată să continue să acorde îngrijire bolnavilor cu alte patologii. Vă gândiți la astfel de soluții? Aveți în plan, în afară de Constanța, un astfel de spital modular? Avem și astfel de proiecte, urmând să le punem în aplicare în momentul în care vom avea o supra-solicitare în unitățile sanitare existente. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua! Dacă am reținut bine, vor fi aduse în perioada următoare încă 200 de ventilatoare. Întrebarea era, având în vedere că vă așteptați ca după Paște să avem un vârf al epidemiei, care va fi necesarul de ventilatoare în acel moment? Cu cât e mai mare acel necesar față de ce avem? Și dacă mai e timp suficient să cumpărăm câte ne trebuie pentru ca perioada respectivă să putem să le asigurăm oamenilor îngrijirea? Depinde foarte mult de acel vârf necesarul de ventilatoare. În acest moment avem 1600 de ventilatoare pe 1600 de paturi de ATI, deci sunt complete. Mai avem până la 2900 ventilatoare care sunt în spitalele mici de suport, care pot fi repuse în funcțiune sau pot fi reevaluate. Avem în continuare achiziții și de ventilatoare, precum și o producție internă care se va definitiva, cred că, în 2 săptămâni. În 2 săptămâni câte ventilatoare ar trebui să mai... După licitația ONAC, ar trebui să vină în 3 săptămâni toate cele 200.
Cele 200 anunțate, da, altele, da, nu. Altele sunt achizițiile pe care le face Unifarmul de pe piața pe care o găsim. Achiziția centralizată ONAC este cea cu 200 de ventilatoare. Și vor fi suficiente acestea? Pentru acest moment, da. Pentru etapele viitoare ne vom adapta la fiecare etapă. Gândiți-vă că este un scenariu în care, efectiv, clinicile mari vor rămâne cu cazurile grele, severe și critice. Celelalte spitale sunt cele pentru cazurile ușoare și medii, iar spitalele județene au fost cruțate într-o primă fază pentru patologia non-COVID, putând la un moment dat deplasa și de acolo ventilatoare dacă situația o impune. Mulțumesc! Bună ziua, domnule ministru, Mirabela Dumitrache, România TV. Se impune carantină și la Arad și la Deva, așa cum este la Suceava? În acest moment nu se impune. După vizita care am făcut-o la Arad, suntem cu mult timp în spatele Sucevei, să spun așa, dar dacă se respectă toate condițiile, inclusiv de partea medicală, inclusiv de partea autorității locale, cât și a populației de rând, nu ajungem. Și încă o întrebare concret, tocmai ați anunțat în cursul zilei de astăzi, a venit o informare de acel tratament cu plasmă, cu acea aparatură, concret, când va fi pusă în practică în spitale? Noi am primit donațiile, avem 3 aparate de acest fel, rămâne ca în urma, eu știu, consultării și clinicile respective care le-au primit, să le pune în producție. S-a vorbit de ordonanță pentru medicii care demisionează, posibil să li se interzică să mai practice această meserie? Sunt discuții în acest moment, nu agrez deocamdată acest moment, dar trebuie de văzut. Eu tot sper ca și colegii noștri să înțeleagă momentul și să înțeleagă că pentru asta s-au pregătit, este timpul lor, este timpul să demonstreze, mai ales că acum au început să aibă și echipamente, au început să aibă și materiale și medicamente. Nu mai găsesc motivul, atunci eu tot sper că și eu, că sunt în această tagmă, vom înțelege că este un moment greu, chiar dacă este teamă, chiar dacă ne întâlnim cu ceva necunoscut, dar să ne gândim că toată România și-a pus speranța în noi. Mulțumesc frumos! Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule ministru, președintele Klaus Iohannis a cerut 500 de euro bonus pentru medici. Nu ați reușit să luați o decizie aseară. Vă rog să ne precizați câți bani vor primi medicii și ce bonus vor primi asistentele și celelalte cadre medicale. Și de asemenea, vă rog să faceți și o precizare cu privire la măsurile care vor fi luate pentru a opri demisiile medicilor. Am discutat un pic mai înainte. Ce credeți despre demisiile medicilor? Am luat aceste măsuri, sunt în acest moment echipamente, nu pentru vreo 6 luni, sunt pentru săptămânile următoare, urmând a fi realimentate aceste stocuri. Dar n-aș pune bonus. Medicii nu sunt cei care primesc bonus. Sau președintele a cerut acest lucru textual. Da, nu. Aș spune un spor de periculozitate. Ne întâlnim cu ceva care n-a mai existat până atunci. Atunci se impune acest spor și bonus, dacă vrem să-i spunem, dar cadrele medicale, toate implicate în lupta COVID, merită acest spor sau acest bonus. Va fi un spor egal pentru toate cadrele medicale, inclusiv medici și asistenți, și rămâne 500 de euro fixat? În acest moment, această sumă se discută. Până luna ședința de guvern, avem timp să discutăm și suma și cuantumul pe care îl primește fiecare. Mulțumesc! Domnule ministru, la Regiunea Stase Pro TV. Spuneți-mi, vă rog, ce aveți în vedere pentru urgentarea testelor care se fac în momentul de față, în condițiile în care 55 din 116 pacienți care au decedat au primit confirmarea că sunt pozitivi fie în ziua decesului, fie ulterior decesului. Practic, unul din 2 pacienți care au murit în România au primit această confirmare prea târziu, iar medicii din spitale susțin că tratamentul a început din momentul confirmării. Faceți vreo derogare? Există un tratament făcut anterior? Există medici care spun, domne, au toate simptomele, știm despre ei, dar vine prea târziu confirmarea? Nu, nu, suspiciune. Suntem în scenariul 4, în care discutăm de un diagnostic clinic. Testarea vine doar să suplimenteze și să dea acea confirmare biologică că, într-adevăr, este infecție COVID. În acest moment, suplimentând și crescând capacitatea de testare, am ajuns la peste 40 de centre. Ieri, de exemplu, s-au făcut 2788 de teste. Suntem, într-un scurt timp, eu știu, 2-3 zile, suntem la zi cu toate testele care sunt în acest moment, după cum și repartiția pe centre, cele 40, vor prelua și testele care așteaptă sau să nu aștepte pe viitor din celelalte județe care nu au în acest moment aparat de testare. Ieri spuneați de o măsură la Arad. S-au luat ceva măsuri pentru situația de acolo? Spuneați că anunțați astăzi ceva. Da, ne gândim la schimbarea managerului de la DSP Arad, având în vedere și o evaluare pe care urmează să o facem în perioada următoare. Da? Țin să menționez că domnul director de la DSP Arad și-a arătat și intenția de a demisiona dacă lucrurile iau altă întorsătură odată cu demisia lui. Și o situație la zi de la Suceava? La zi pot să vă spun că era la fel ca acum o săptămână când am plecat,
De aceea am schimbat managementul și am adus un management militar. În această dimineață, după cum v-am spus, s-au refăcut circuite. Urmează o evaluare a tuturor persoanelor, a tuturor secțiilor, cu personal cu tot. Vedem care sunt în stare de sănătate, care sunt în izolare, când se termină această izolare, pentru a putea evalua în acest moment efectiv fiecare secție în parte. S-a luat și decizia ca să existe o rigurozitate în tot ce înseamnă venirea la servici, plecarea de la servici, inclusiv amenajarea unui duș la plecarea de la servici, hainele de acasă rămân undeva într-o magazie în care sunt echipați în echipament medical, se discută și despre cazarea personalului medical în centrele de cazare de la Universitatea din Ștefan cel Mare, tocmai pentru a rămâne izolați de familie și pentru nu a putea produce noi infecții în spital. Odată cu creșterea numărului de personal, se va reveni la normal cu fiecare secție în parte. Menționez că în acest moment Spitalul Județean Suceava este un spital cu patologii care au și infecție COVID. Unitatea de primire urgență este o unitate non-COVID care în acest moment investigează, diagnostichează și dirigează cazurile non-COVID către alte unități sanitare din județul Suceava sau județul Iași. Mulțumesc! Bună ziua, Andrei Șerban, Radio România. Vreau să vă întreb, Ministerul Sănătății a înaintat o cifră Ministerului Finanțelor pentru rectificarea de săptămâna viitoare și care e, și ați spus că Ministerul Sănătății o să coordoneze toate unitățile sanitare din țară. Mai exact, mai multe detalii, cele locale administrate de autoritățile locale, cum se va desfășura? Ele vor rămâne în subordonarea autorităților locale. Coordonarea va fi doar pe timpul stării de urgență, moment în care vom corela managementul cu situația din teritoriu, în condițiile în care ce am găsit în anumite orașe nu a corespuns atât cu interesul situației medicale din spital și din localitatea respectivă, cât și cu implicarea autorităților locale. În prima dată întrebare, avem încă în evaluare suma, suntem în discuții și astăzi și mâine la Ministerul de Finanțe pentru a vedea efectiv ce putem face atât pentru investițiile la nivelul spitalelor, cât și pentru investițiile sau rectificarea de buget pe care o avem pentru spitalele care sunt în prima linie pentru lupta cu COVID-19. Mulțumesc! Bună ziua, domnule ministru! Andreea Gurban, știrile Canal D. V-am să vă întreb dacă v-ați gândit să dezvoltați o platformă prin care să se știe aplica ce nevoi umane există în fiecare spital din țară, și nu întâmplător vă spun asta pentru că am discutat ieri cu șeful de la DGASPC Suceava și îmi spunea că are o listă de peste 30 de persoane, infirmiere și asistente, care ar vrea să meargă să lucreze pro bono, dar nu știu cu cine să vorbească și cum să se procedeze cu astfel de situații. Noi avem o evaluare de personal la fiecare structură din subordinea Ministerului Sănătății. La fel avem și un stat de funcții a fiecărui spital în parte. Fiecare din aceste județe pot, la nivelul Direcției de Sănătate Publică, să își ofere sprijinul pentru fiecare unitate sanitară, urmând ca noi, în cadru organizat, în DSP, să facilităm acest lucru. Deci trebuie să se adreseze DSP-urilor de județ și, încă o întrebare, dacă îmi permiteți, ieri Arhiepiscopia Tomisului sugera ca Enoria și să poată participa la slujba de înviere, care, iată, va fi peste 3 săptămâni. Dumneavoastră, ce recomandare aveți în acest sens? Suntem într-o stare de urgență în care izolarea voluntară și distanțarea socială este un factor important în viitorul pe care îl vom avea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Gabriela Del Pupo, B1 TV. Spuneați despre Deva și Arad că în acest moment nu se ia în considerare măsura carantinării orașelor. În ce condiții se poate carantina un oraș acum? Aveți niște date de la care să porniți? INSP-ul face studii repetate în fiecare zi, odată cu evoluția locală, cu transmiterea locală accentuată sau nu, cu evoluția numărului de cazuri, cu implicarea personalului medical, cât și cu numărul deceselor. Avem anumiți indicatori care ne raportează la un moment dat necesitatea intrării în carantină a unui oraș. Deocamdată sunt carantine care se aplică la nivelul unităților sanitare. Care sunt indicatorii sau ce presupun ei? V-am explicat. Numărul de cazuri, creșterea accentuată a acestui număr de cazuri, afectarea personalului medical, afluxul crescut al persoanelor din afara acelei comunități sau ieșirea crescută a persoanelor către alte localități care nu au același grad de transmitere locală. Având în vedere că miercuri presa locală din Suceava spunea că din 1500 de angajați s-au prezentat doar 340 la lucru, aveți o situație cam câte cadre medicale sunt active în acest moment? În acest moment doar 15% din cadrele medicale sunt active în Spitalul Județean Suceava. În perioada următoare se va face o evaluare în care vor fi testați
toți lucrătorii de la Spitalul Județean Suceava, inclusiv personalul auxiliar, cei care sunt cu testare negativă vor reveni la locurile de muncă și, la fel cum v-am spus, vor fi cazați în unități speciale pentru a nu mai merge acasă și își vor desfășura activitatea. Ceilalți li se vor urmări perioada de izolare, la fel vor fi testați la venire. Ce va intra să lucreze în Spitalul Județean Suceava va fi testat cu test negativ. Și... mulțumesc! Bună ziua, Mădălina Chițu, Digi24. Primarul de la Constanța a anunțat că a făcut un parteneriat cu un antreprenor din Germania și că vor fi transportați pacienții diagnosticați cu COVID-19 acolo. Ce știți despre această situație și dacă dumneavoastră, ca și ministru, ați vorbit cu alții miniștri ai sănătății din celelalte țări membre pentru o astfel de colaborare? Avem discuții cu fiecare ministru al sănătății, dar dacă ne uităm în Europa, vedem ce se întâmplă. Nu știu în ce măsură astfel de protocoale se discută. Există o regulă, un pacient bolnav rămâne în acea țară. Există o regulă în care am închis niște granițe, sunt niște, mișcări ale persoanelor valide care sunt îngrădite, dar rămâne persoane cu infecție coronavirus și într-un stadiu avansat. Deocamdată România nu are nevoie din exterior pentru a trata aceste cazuri? România are nevoie de multe lucruri în acest moment, dar toate țările din exterior au aceleași nevoi. Mulțumesc. Dacă mai îmi permiteți o întrebare, da. Astăzi au fost raportate cele mai multe cazuri de când a fost depistat primul caz de coronavirus. Ați discutat cu epidemiologii de ce a apărut această... Avem și cel mai mare număr de testări făcute ieri, 2788, în timp ce noi aveam până în 2000 de testări pe zi. Mulțumesc. Bună ziua, domnule ministru, Andreea Mila de la Antena 1. Avem o estimare că până la mijlocul lunii aprilie să avem 10.000 de infectați. Tot o estimare ne arată că ar urma să vină în perioada sărbătorilor de Paște în jur de 250.000 de români din diaspora. Mai rămâne în picioare această estimare de 10.000 de infectați în aceste condiții? Această estimare rămâne valabilă atâta timp cât cei care vor veni în țară vor sta în izolare voluntară sau în carantină. În acest moment avem majoritatea țărilor Europei care vin din carantină, deci vor intra în carantină și la noi. Atât timp cât gestionăm corect aceste cazuri care vin, cât gestionăm corect cazurile care le avem, cât identificăm și izolăm cazurile care încă nu le-am găsit, vom avea această estimare de 10.000 și vom avea și o curbă lentă. Dacă unul din acești factori nu va fi controlat, vom avea poate și mai multe cazuri și o curbă ascuțită cu cazuri severe și critice care vor necesita ventilație sau circulație extracorporeală și vom avea și decese. Suntem în scenariul 4, asta presupune ca pacienții asimptomatici sau cei cu forme ușoare să poată fi tratați la domiciliu. Când începe toată această situație și cum va fi pusă în practică mai exact? După cum știți, în acest moment încă nu avem suprasaturat o capacitate, nici în cele de prima fază 1 sau fază 2. În momentul în care trecem la spitalele de suport care sunt în acest moment în pregătire, ajungând la un anumit nivel din spitalele de suport, vom trece pe cei în spitalele de suport care în acest moment nu au încă cazuri, dar vor avea cazuri ușoare sau asimptomatice până spre mediu. Aceste cazuri, când spitalele de suport vor ajunge la un anumit nivel, vor merge, dar o parte din cei care vor merge spre domiciliu vor fi cazați în alte locații. Alte locații însemnând separate de familie. Sunt cei care nu au o locuință, sunt cei care nu vor să stea cu familia ca să nu-și infecteze familia, sunt cei care au acasă persoane peste 65 de ani și nu vor să ajungă acolo. Și atunci vom avea două tipuri, o carantină, să spunem, a celor bolnavi până la un test negativ și care se va face în locații separate sau un tratament la domiciliu pentru cei care acceptă și la fel vor fi testați până la un test negativ. O ultimă întrebare, când ne așteptăm la această suprasaturație și care ar fi cifra, care ar fi scenariul cel mai sumbru cu privire la numărul de infectări la noi în țară? Mă repet, în funcție de factorii care i-am precizat, putem avea un număr mai mare de cazuri, vom avea o suprasaturație a spitalelor, poate a terapiilor intensive. În acest moment suntem pe un trend care nu prevede un mers accelerat. Rămâne ca zilele următoare, în fiecare zi noi ne adaptăm și proiectele noastre și acele măsuri, inclusiv carantină, inclusiv tratament la domiciliu, pentru a face loc în spitale celor care sunt noi infectați. Mulțumesc! Bună ziua, Teodor Bobe, Mediafax. Întrebarea mea este, ce soluții aveți pentru bolnavii care suferă de diferite traume, cancere sau boli cronice, care ar trebui operați, dar nu pot fi internați în spitale? În acest moment avem spitalele județene, care sunt non-COVID și care
tratează și astfel de pacienți în măsura în care devin urgențe. Eu am recomandat și clinicilor oncologice să evalueze fiecare pacient în parte, medicul curant să facă acest lucru, păstrând legătura cu acel pacient, iar în funcție de evoluția patologiei de bază, acutizarea unei patologii de bază, să ia și măsurile în consecință. Și o ultimă întrebare, câte paturi de terapie intensivă din cele 1361 pe care le avem vor fi folosite pentru bolnavii de COVID și câte dintre acestea vor fi folosite pentru alte afecțiuni? În acest moment, specificam, noi avem 2000 de paturi de ATI care sunt în modernizare sau sunt deja cu aparatură. În total, la nivel național, avem 4000. Nu au toate ventilatoare. În acest moment, avem 70 de pacienți în terapiile intensive, 56, parcă țin minte, erau cu stare gravă și puțin până în 10 aveau nevoie de acea ventilație. Orice evoluție, fiecare pacient în parte, dă și necesitatea unui ventilator sau a unei circulații extracorporeale. În acest moment, v-am spus, ne evaluăm la fiecare caz în parte și la fiecare etapă de evoluție, după fiecare zi. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, ce soluții aveți pentru medicii aceia care nu pot ajunge acasă? Avem exemplu medicii din Deva. Ce soluții se impun pentru aceștia? De cazare, de v-am ce vor face acestea? La fel ca personalul pentru Suceava. Fiecare autoritate locală DSP va asigura, cum și-a asigurat Balșul de aici, un spațiu de cazare, un hotel sau ceva, în care acești medici vor rămâne și vor lucra pe schimburi, pentru ca fiecare schimb în parte să fie protejat de celălalt. Dacă de un schimb, va veni următorul. În acest moment se achiziționează aceste locații unde medicii, asistenții, personal auxiliar să nu meargă acasă, să rămână acolo pe toată perioada crizei. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. La revedere.